Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. N-ați luat-o pe ulei? Ca o grămadă de alți oameni. Păi asta zic, băi, au luat-o o grămadă pe ulei. Da, weekendul ăsta a fost nebunia cu ulei. Suntem cu nervii pioneze în țara asta. Așa e. Acum o săptămână era cu benzina și cu motorina. Care cu câteva zile, că nu mai trece săptămâna să o luăm razna. Așa e, da. Mamă, am văzut niște filmări, s-au viralizat. Erau oameni totalmente isterizați. Uh-huh. Au cumpărat benzina atunci cu 12 lei. Țeapă. Oare ce fac oamenii aia acum? Acum vorba lui Luca, știi? Ne bucurăm că e doar ulei. Da. Da, acum a fost cu uleiul de șeful de la Protecția Consumatorilor. A zis că au fost observate mai multe comenzi online și de câte 1000 de litri. 1000 de litri de ulei. Ce au făcut asociații? 1000 de litri de ulei, mai ești bine? Păi nu m-au cumpărat mai mulți oameni, s-au asociat. Da. Știi că oamenii la nevoie se... 10.000 de lei. Adună? Dai. Cât e? 10 lei litru. 10 lei, nu? Da. Dar știi că am găsit pe un mare, pe site-ul unui mare comerciant, al cărui nume nu-l spunem, am găsit ulei cu 6 lei litru. Fake. N-am auzit niciodată de marca respectivă, dar era ulei de floarea soarelui, nu știu ce, 6 lei. E îndoit cu rapiță, cine știe, manevre. Dar ce faci, frate, cu atâta ulei? Uite, am primit mesaje. Zice cineva că ne dă mai multe motive, printre ele că se poate înlocui pasta de dinți cu ulei, pentru că e antimicrobian. Și zice că l-ar depozita în damigene din sticlă, ulei. Aș pune sare să nu râncezească și 3 ani n-aș mai avea grijă să cumpăr ulei. Pui sare în ulei? Așa zice, că nu râncezește dacă pui sare și poate să țină până la 3 ani. Iar altcineva zice, salut! Stai, da. Dacă aș avea 100 de litri de ulei, aș pune în tractor. În loc de motorină. Da, am auzit asta. George din Olteniță. Am auzit, era într-o vreme, era, știi, mergea în spatele unui tractor și mirosea gogoși. Nu cred. Sau, da, mirosea cartofi. Dacă sumă mai puțin, dacă pui ulei în loc de motorină, că e mai scump uleiul decât motorină. Acum, da. Nu știu dacă a fost întotdeauna. Adică... Da, corect. Cred că erau și perioade, în principiu, motoarele diesel, alea clasice, vechi. Acum, astea noi nu mai merge cu ele. Dar la motoarele alea vechi, da. Dieselul, la diesel știi că aprinderea nu se face cu scânteie electrică, ci prin presiune. Uh-huh. Se compresează atât de tare încât crește temperatura și explodează. Și e inflamabil. Și, na. Dar fiind atât de fuscos... Ține mai mult dacă pui ulei de măslină? Că mai am din Grecia. Nu știu. Da, dar ideea să cumperi ulei de floarea soarelui să alimentezi tractorul când te duci la arat. Mi se pare... Nu, dar e mai scump acum. Și, na, e, fiind mai fâscos, arde altfel și strică motorul. Deci nu e idee bună. Adică dacă vreți să încercați, nu e idee bună. Sau dacă are cineva vreun BMW de la rematriculat din Bulgaria din 1998, poate încerca. Dacă nu mai are bani de benzină, atunci de motorină, mă rog, poate încerca cu ulei. Și, da, nebunia asta cu uleiul pare să fi început după ce niște producători de ulei vegetal din Uniunea Europeană au avertizat că o să fie criză din cauza războiului din Ucraina. Moment în care a fost nebunie. Și știrea a fost preluată de rețelele de socializare, s-a dat năval în magazine, unele hipermarketuri au pus afișe în care au spus că există stocuri suficiente, nu vă îngrămădiți, da? E ca și cum încerca să oprești torentul cu un deget. Glumă, zice, se aude că cei care au luat combustibil săptămâna trecută, acum fac și schimbul de ulei. Ce bun e asta. Bravo, Dani. Bun. Păi, dar la noi a fost încă bine, adică nu știu dacă ați văzut imaginile de la bulgari, în Burgas, că și la bulgari a fost panică. Frații noștri, ce să... La bulgari, săracul de la Îmbulzeală, a murit un om acolo, adică... Asta e înregistrare de la un magazin. Deci... Eu refuz, eu cred că mai erau și alte promoții. Nu, mă, era cu ulei, înțelegi? Lumea se calcă în picioare pentru un litru de ulei. Și la noi, vedem, nu se calcă în picioare pentru tigăi și drujbe. Și drujbe, da. În ultimii ani. A intervenit și purtătorul de cuvânt al guvernului la noi, a spus, nu e nicio problemă, stați liniștiți. Dar e ciudat că și bulgarii, la fel ca și noi, sunt unii dintre cei mai mari producători de floarea soarelui din Europa. Adică sămânța de floarea soarelui mai corectă ca în România și în Bulgaria, nu găsești. Da. Și atunci cum să te temi? Eu m-aș fi așteptat, sigur, acum poate nu mai e chiar de actualitate, dar să fie bătaie pe semințe. Da. Bună observație, se redeschid stadioanele acum la capacitate 100% și o să fie criza semințelor ca lume. Eu cred că semințele au dispărut pe șest.
cred că mai sunt semințe prăjite. Că se dă iama și la făină. Asta de ce? A, dacă și cu grâu o să fie. Păi, Ucraina e mare producător de cereale și se discută de astea. Ce ar putea să mai zici? Că toată planeta s-a alimentat de la... Este adevărat. Dar eu am o să fie o problemă, clar, la nivel global, dar pentru noi care suntem la rândul nostru, câte mare producător. Câte găleți de făină folosești lunar, Luca? Dar nu eu, deși gătesc... El a început să facă paste manuală. Da, serios. Totuși, o particularitate a noastră, știi? Adică, gospodinele, mamaie, Dumnezeu suerte, folosea multă făină și ulei, că făcea prăjituri, făcea gogoși. Eu folosesc ulei și făină cam un kilogram la 2 ani jumate. Așa zic și eu. Cam așa. Eu am o pungă de făină deschisă de acum 2 ani de când că făceam pâine. Știi? Mă și feresc de toată copii. Lumea, când a început pandemia, am învățat să facă pâine. Da, da, da. Am învățat și eu, am picat. Până și eu am trecut pâine. Clasa. Da. Și mai am, adică... Nu... Te poți să o vinzi. Pă... O vinzi? Cu cât o dai? Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.